nu mă gândeam că vreau să fiu rapper sau gen. Eu n-am vrut niciodată să fiu rapper, că mi se părea că e cringe. Deci eu zic, rapperi sunt cringe, chiar sunt cringe, rapper. Dar când m-a apucat de muzică, nu, gen, nimeni n-a crezut sau râdeau între ei de mine, ce zic. Trebuie nu ești harta, și ești păcata. Ai deja rulata, vin cu pușca aia. Cu asteca mai ba, și cu târfa aia. Seamnă cu Zendaya, faci tot ce pe plaia. Eu sunt Georgian, mi se spune Ian. Fac muzică și sunt șmecher. Păi în ocult sunt eu, Edi și Freelook. Eu cu Edi în mare parte facem muzică. Freelook se ocupă de clipuri și de partea managerială. În brigadă suntem mulți. Welcome to my neighborhood. O să vă dau o tură până neighborhood. Aici, filmează aici. Aici gen, veneam să iau sifon cu... Aici merge să iei sifon, aici o școală. M-am bătut cu unii aici. N-a fost prima bătaie, dar m-am bătut toată cu unii aici. Mergeam pe strada asta când eram mic și gen, luam chiștoace de pe jos cu un tovarăș și le fumam. Legit, aveam perioade în care stăteam cu unii, după stăteam cu... Eram bisericuțe, știi, zic? Mereu era vorba de fumat. Gen, dacă eram în anturaj să fuma, altceva nu făceam, fumam. M-a prins cu iarbă la școală, într-a șaptea. Eu mă duceam în baie, că eram de la ore și mă duceam în baie să fumesc cu ei, știi? Mă știam cu doamna de servici și gen... Era perioada aia când se renovau toate școlile, știi? Și mă băgau alea acolo, gen, în spate și fumam cu tovară și gen... Mai aveam un cuș și aveam un pachet și puțeam mai iarbă, că gen, chiulisem de la ore și ajunsem până la jumatea orei. Ora de mat, a? Și mi-a zis să arăt ce am în pachet, și am arătat ce aveam în pachet, ce aveam în cui. Nu mi-a făcut nimic. Ai mei s-au despărțit, nici nu știu câți ani aveam. S-au recăsătorit amândoi, eu am rămas cu bunica mea. Toată lumea zice, mamă, s-au despărțit ai mei. Dram, gen, la mine a fost deloc așa. Le-am mulțumit la un moment dat că gen au făcut asta și că au luat deciziile astea, pentru că probabil dacă ajungeam genul ăla de copil crescut cu frică de măsa, de tasul, n-aveam tupeu să mă exprim. Eram acolo, pișea pe mine. Știi ce zic? Mama, gen, când a auzit o piesă, m-a întrebat dacă eu chiar cred că o să fac bandă în asta, știi? Bă, bunica mea mă susține, gen, în orice fac, sincer. Eu nu greșesc niciodată, știi zic, în fața lui bunica mea, gen, n-am ce să greșesc. Ne mai ciondărim și pe faptul că ori mai adicotul, pe faptul că înjur prea mult în piese, pe faptul că, gen, nu știu, mai au la scandal cu cineva, pe faptul că nu dorm, că nu mănânc, că pe prostia mea, gen, știi ce zic? La început avea pasiune pentru matematică. Eu chiar nu credeam că va ajunge la muzică. Încă nu știam spre ce se orientează. Au muncit și în primul rând că au pasiune. Când începe o melodie, poate el nu are somn până nu pune cât de cât la punct. Sau dacă nu, a doua zi s-a trezit și din nou reflectă și poate mai intervine. Deci are foarte multă pasiune. M-am apucat să fac muzică când eram mic, rău, nici nu știu câți ani aveam, cred că aveam 13 ani. 13 ani aveam, dacă acum am 23, acum 10 ani. Prima oară făceam gen dubstep și muzică electronică, mare parte, minimale, toate chestiile. N-aveam un gen, știi ce zic? Am trecut la trap când mi-am dat seama că de fapt am dus stilul ăsta de viață. Yeah. Toți cântau despre ce nu fac și am zis, bă, eu și dacă o fac la mișto, o fac mai bine ca fraierii ăștia, știi ce zic? Nu o să zic acum că trebuie să fii neapărat dealer de droguri ca să vinzi muzică sau să faci muzică sau să faci trap. Dar gen, trebuie să trăiești o viață mai grea decât restul. Să ai probleme, știi ce zic? Plus că nu e îndeajuns să fii bun, gen. Cum cânti, ce scrii, cine ești de fapt? Că gen, să simte în voce dacă tu cânti de nu știu ce pișat și gen, e pe lângă, gen, nu ești ăla, știi ce zic? Și fix de asta fac asta, că gen, mă lasă să mă exprim liber, știi? Ești educat de mic să nu fii tu, de fapt, gen, asta e și tău. Și asta e prost. Dacă mă pune cineva să fac ceva ca să fiu altfel, îi dau direct bucată pe ochi. Consider că suntem
primul val, pentru că în afară se tot întâmplă chestia asta, Cotopiesă și Bubui. N-am făcut noi vreo schemă de marketing sau ceva. Promovarea noastră a fost naturală. Au empatizat cu noi, a fost drogangeală în piese, versuri. Foarte multă lume se droghează, mai ales în România, mai ales în București. Au simțit ceva când au auzit chestiile alea și au dat share sau au pus piesa când mai erau cu încă 5 tovare și fumau sau știu ce făceau. E un vibe violent în muzică, nu zic nu. Dar tot ce facem noi e să fim noi și încurajăm publicul nostru să fie el. Și tocmai de asta e o love, pentru că tu vii să te distrezi undeva. Tu vii la un concert, Ian și Asteca, pentru că vrei să te distrezi. Nu vii ca să te bați. Industria muzicală din România o să fie, după ce am apărut noi pe piață, industria muzicală din România o să fie fix aici. Sincer.